Polițiștii mureșeni desfășoară acțiunea foc de artificii, prin care se urmărește prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale, care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice. Astfel, din 20 noiembrie și până acum, s-au constatat 3 infracțiuni la regimul articolelor pirotehnice. Au fost confiscate 8 kg de materiale deținute sau comercializate fără drept. În conformitate cu prevederile legale, articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii. Categoria F1, articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse. Categoriile F2, F3 și F4, articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior și de către pirotehnicieni. Din motive de ordine, de securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului, se interzice deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor de divertisment din categoriile F2, F3 și F4, articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2 și altor articole pirotehnice din categoria P2. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, a bunurilor, animalelor și a mediului. Rețineți, în categoria F1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracție foarte mici de tipul artificiilor, steluțe, lumânări scânteietoare, gerbe cu scântei, minifacle, inele de foc, sateliți. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.